rămâna, doamnă, că aș vede continuare. Da, vă cunosc. Vă cunosc din filme. Extraordinar. Cât e ueri. Ultima dată a fost Abun Hela, de două săptămâni de când s-a terminat. Lia. Lia. Nu da. Lia, că... Cum îi zice? Vlad? Soția, soția... Lia, soția soțului meu. Da, exact. Da. No. Titlul ăsta complet. No, hai, mă... Da, le-am acoperit să te iau de calie până... Hai, mama mea. Ce să stea? Scoate pe masă. Scovergi. Așa le zice, acolo. Da. Cum le zici, plăcinte? Plăcinte. Plăcinte. Știi la ce să mai zic? La care le coți cuptorul de pâine copte... Aha, am înțeles ce spui. Copte așa. Nu ulei. La noi scovergi erau, dar fără brânză, goale așa și se făceau mai crocante. Stăteau în ulei și cu asta pe deasupra, cu zahăr. Am mâncat o plăcintă cu brânză, făcută la tigaie în ulei, cu brânză cu mărar, și acum stau și eu puțin pe prispă, pentru că mi-am adus aminte ce spunea bunicul, că orice fire optimistă stă puțin în cur pe prispă. Eu spun că s-a format un nou trio Valerica. Valerica Plăcințica, care ne-a dat cea mai gustoasă plăcintă din lume, care ne-a adus aminte de plăcintele pe care ni le făceau bunicii bunica noștri, da, la țară. Bunica Valeria. Îmi dai voie să te pup? Da, cum să. Bine. Doamne ajută! Eu de eram noi la țară și părinții mă duceam, eu la teatru și film mă duceam. Eu când am fost de... pe a doua patria am jucat un film aici, într-un film aici. Mie mi-a plăcut filmul și teatru de când urs. Nu, hai, lasă. Ai fost actriță în tinerețe? Când ia uite, bă, și a ajuns plăcintăreața cea mai renumită din lume. Da. A fost așa oarecum, știi cum am fost, isteată și nu asculta de nimeni și eram oarecum agitată. Și o zis cineva către mine că doar lasă aici să bagă pe ureche și iasă pe cealaltă. În film. Și mi-a băgat o bobă de fasole, ca să iasă pe asta la cară. Rapi, râsul de mine. Ce film era, mă, când ne-a. Dar îl căutăm, trebuie neapărat să vezi ce film era.